Echipajul de bob, două persoane ale României, format din sportivii legitimați la CSM Cel Câmpulung, Mihai Tenta și Ciprian Daroții, are un sezon de excepție în concursurile pe gheață. Astfel, după ce elevii antrenorului Iulian Păcioianu au obținut calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă și au devenit campioni europeni la sub 23 de ani, mușcelenii au înregistrat un alt rezultat remarcabil. Aflați la campionatul mondial de juniori de la St. Moritz, în Elveția, aceștia s-au clasat pe podium în concursul rezervat sportivilor sub 23 de ani. Cu timpul înregistrat 2 minute, 14 secunde, 57 de sutimi, mușcelenii s-au clasat pe locul al doilea, devenind vicecampioni mondiali. La start au fost prezente 13 echipaje, iar pe podium românii au fost încadrați de reprezentații Germaniei. Tenta și Daroții au mai obținut locul 4 la campionatul mondial rezervat sportivilor sub 26 de ani și locul 5 la campionatul mondial de bob 4 persoane la sub 23 de ani. Din lot au mai făcut parte Florin Coman și Raul Dobre, acesta din urmă și el sportiv legitimat la CSM Cel Câmpulung.